Bună ziua, băi, și bine v-am regăsit la un nou episod, la o nouă serie, mai bine zis, de Samp aici pe serverul jadenefric.ro, băieți. În acest episod am decis să fac un let's play, să vă învăț și pe voi cum să jucați Samp. Poate unii nu știți și este un joc super tare. Dați aici ce am în status. Aici este aici pe acest server este de tip roleplay, trebuie să imite realitatea. Trebuie să faci chestii pe care le faci în realitate oarecum. Deci, am level 5, 6 de fapt, 16 ore jucate. Da, o să vedeți voi, o să mai întâi la început o să vă dea să vă creați un cont, să vă puneți vârsta și chestiile voastre, numele, ce nume vreți să aveți. Vă puneți voi din Samp. O, dacă vreți să fac și un tutorial cum să-l descărcați, pentru început o să vă dea undeva la spam. Eu deja am câteva chestii, am o mașină, astea am un cheat. Deci pentru început o să scriem slash jobs și o să facem un job. Cam ce job să facem? O să facem newsman, de exemplu. Voi nu o să aveți mașină de început decât dacă o să băgați un cod de referral de la un YouTuber. Nu știu. Voi alegeți ce cod vreți de referral. Să puneți, căutați pe YouTube referral code jadenefric și trebuie să vă dați pe cineva și băgați codul de referral și vă dă o mașină, nu știu cât timp o să vă dea, dar nu vă dă de tot. Până faci și voi, o să faci joc pe ea, eu zic că e mai bine așa. Și aici voi o să luați de undeva de la Rent Cars, deci GPS. Eu am deja un checkpoint activ ca să vin la jobul ăsta. Scriu kill cupul. Scriem așa, GPS. Și căutăm Rent Car, deci voi o să vă dea până în SF. Și căutați Rent Car. Unde e Rent Car, frate? Bank, gas station, unde e? Rent Car. Și vă duceți la Rent Car, luați o mașină, scrieți Rent Veg. Da, și nu, Rent Veg, nu așa? Ah, da, așa. Noi o să mergem să scriem Get Job. Deci Get Job în caz dacă mai avut un job și după Get Job, băieți, și după mergem aici. Deci work, o să avem ceva de învățat. Aici trebuie să livrăm ziare la oameni. Asta e un job, se câștigă bine. Na, eu zic că mai bine s-ar câștiga la farmer sau la jobul de fermier sau alte joburi, nu știu. Cel mai bine e că s-ar câștiga la jobul de fireman, adică acolo trebuie să stingi incendii ca pompier. O să mergem și la acel job pentru că zic că este mai interesant, după părerea mea. Și o să încerc să nu mai fac spam de W, deci dacă fac spam merge mai repede, dar se aude mai nașpa pe filmare și na, eu zic că mai bine nu mai fac. Putem da rob, adică să jefuim afaceri. Super tare, zic că este destul de tare și multe chestii. Na, eu joc de atâta timp, nu prea mai mă atrage așa de mult, sincer să fiu, că deja știu toate chestiile. Și mergem, dăm H, apăsați H în spate aici. Nu merge. H. Ce naiba? A, Y, nu mai știu, că n-am mai jucat de atâta timp, băieți. Y acolo și după ven și lăsați ziarele la ușă. Acum mergem și la alt job. Nu știu, eu zic dacă aveți și o mașină sau luați de la ren să faceți farmă pentru că se câștigă mai bine. La fermier e cel mai bine, frate. Și cel mai bine. Și fireman e super tare, adică se câștigă foarte bine. Eu zic că cel mai bine se câștigă acolo. Am încercat și am văzut că se câștigă. Înainte nu se câștigă atâta, cred că au făcut băieții admini, de fapt scripterul
Și ce mai bine, pentru că atunci când a băgat jobul, știu că am făcut și nu se câștiga chiar așa, că luai puțin. Și nu știu, acum nu știu ce să zic. Poate aveam eu ghinion și nu luam mult așa. Oricum, suma primită este random, adică nu o să primiți mereu aceeași sumă. Și mai sunt și niște skills. Și aici, cu cât are skill mai mare, cu atât avem șansă să primiți mai mult, nu știu. Așa. Mai era o comandă skills jobs sau nu mai știu, skills jobs, nu mai știu. Și aveai rank-uri ceva. Era silver, nu mai știu nicio. Cum era, frate? Ei, pentru întrebări, nu știi, dacă nu știi ceva scris, deci nu și întrebare. Eu sunt întreb așa. Care era comanda a vedea ceva? Olo, după joc. Așa, o să am întrebat, băieți, o să ne răspundă și puteți deveni și helper la dar trebuie să aveți multe ore jucate, am 20 de ore jucate și trebuie minim, cred că vreo 200, nu știu, zic și eu, dar na. Hai să mergem să urmă așa, pentru că cu această bicicletă e prea greu să te deplasezi. Sper să vă placă și vouă, nu știu, o să-mi fac multe, multe chestii. Și multe videoclipuri, o să facem chestii interesante, o să dăm o rob și asta. Na. Pot vedea acest... mi-a zis să intru pe slash panel. Pe panel puteți face aplicații să intrați în facțiuni. Care este treaba la facțiuni? Deci voi, aici sunt facțiuni, faction. Aici sunt departamente de poliție, mafii, chestii și voi aplicați pe panel și puteți intra. O să, dacă o să fiți acceptați, adică faceți cerere, vă întreabă vârsta, să vă descrieți astea, trebuie să aveți și niște ore acolo, băieți. Nu știu, mai multe ore, să nu aveți sancțiuni, adică mut, warnuri pentru înjurături și astea, n-aveți voie să faceți deathmatch, adică să trageți cu arme în player. Așa. Și dacă vreți să intrați, de exemplu, în poliție, acolo e cel mai tare, deci acolo e bătaie, frate. Cine să intre, adică mulți vor. Așa, și dăm slash quit job, deci get job. Mulți vor acolo, pentru că este super tare, adică e distracție. Ce trebuie să faceți acum? Aplicați voi, vă acceptă, să zicem. Trebuie să dați un test teoretic. Vă pune niște întrebări. Voi trebuie să învățați regulamentul de pe forum. Așa, la departamente. Căutați departamente acolo. Departamente, regulament. LSPD, eu știu. Căutați pe forum, vă descurcați voi. Învățați regulamentul, dați testul. Și dacă sunteți acceptați, super tare, o să primiți invite de la lider, există și un lider. Și voi trebuie să dați amenzi la playerii care nu au faruri după 8 seara. Trebuie să confiscați permise, nu știu, să arestați playerii care dețin wanted, adică care sunt sub urmărire de poliție, adică cine are niște steluțe. Steluțele alea înseamnă că sunt urmăriți de polițiști. Când ai rob sau când omor pe cineva, poți să primești wanted. Na, și multe s-au nascut de un polițist la somați. Te somează de 3 ori și tu nu răspunzi la somați. O să primești neconformare ordin, wanted 3. Na, e super complicat oarecum, dar super tare. După ce te prinzi cu cam care-i treaba, o să te distrezi foarte mult. Da, aici filmăm de 9 minute. Sper să se vadă bine pe OBS, na, pana mea. N-am mai filmat, să am
așa până acum și nu știu ce, nu știu cam cum o să se vadă, eu sper să se vadă bine, să n-am probleme. OBS, ci că se vede bine, n-am nicio treabă, nicio problemă, dar pana mea, acum nu pot să știi. Da. Honor. Dacă vreau tu, ești Honor Real. Este un tip Honor după YouTube. E 274. Nu cred că e cel real. Nu e în angli, nu am scris. Filmez. Am, nu pot. Nu te deranjez cu nimic. Da, da. Am treabă. Nu pot să crezi. Omul zice dacă vrea să îl, dacă vrea să-l plimb, pentru că dacă știți de ce vrea el, poate mulți vă întreba de ce să te plimbe. Păi eu dacă îl plimb pe el și el stă aici pe G, adică la pasager, el face ore, adică se contorizează minutele. Adică, da, el face ore și poate să aplice la facțiune, la astea. Cu asta îl ajute pe el, dacă cu cât are mai multe ori, cu atât are șanse mai mari la facțiune, să aplice la poliție sau la asta. Și de-aia vrea să îl plimb, dar na, i-am zis că nu. Și a zis că mi-o oferă bani dacă plimb, dar nu mă mor eu. Nu sunt mor după bani. Așa că am refuzat, mai ales că filme și astea nu pot să-l plimb. Și ce aș mai putea să mai vă prezint, jobs, că vine vreau așa trebuie. Deci cam astea sunt toate joburile, nu știu, asta e mașina mea, dacă ați să vă, da, doamne, deci vă ce-ați făcut o sumă de bani mai mare, eu am de exemplu, nu știu cât am ceva bănuți, mai ales în bancă, mi se pare că pătuții depozite, 3 caca, adică 3 milioane. Și după ce am strâns eu banii ăștia, am scris de GPS, dar trebuie să aveți minim level 3, eu am level 6. Levelul faceți cu respect pointul. Ca să faceți level, trebuie respect pointul. Și respect pointul le primiți la fiecare payday. Și aici eu iau payday în 44 de minute. Trebuie să joc 44 de minute să primesc un respect point. După ce primesc ăla, bine, aici nu e cu respect point, e cu experiență. Că trebuie să faci experiență din quest-uri, din quest-uri trebuie să faceți quest-urile ca să primiți experiență la astea, la payday-uri de astea. Și după ce ați făcut level 3, scrieți leși sau mai primiți și la job-uri dacă faceți job-uri. Și după ce ați făcut asta, scrieți leși GPS și mergeți. Uite, trebuie să dați de permis după ce vă expiră, o, avem mult de învățat oricum. Standul de înghețată, dacă vreți să face cald, uitați aici că este chestia, temperatura când o să vă ia amețeală și chestii, o să trebuie că să mâncați înghețat să vă reveniți, să vă reveniți, ia să vedem. Și mergem în San Fioro, unde naiba e? CNN, nu cred că. Trebuie să mergeți la, ăla, la, o să vă arăt eu în următorul episod, pentru că deja ne-am lungit prea mult, deci băieți, cam atât a fost cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și un like, nu uitați, băieți, că noi o să postăm mai rar, pare că n-am mai postat așa de rar, am postat mai des, dar oricum, vă mulțumesc că ați fost pe video, eu v-am salutat, ciao, băieți!